Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. În platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiber Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi. Bine te-am găsit, Vale, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Da. Îți mulțumesc că ții ritmul și ești alături de cu noi plăcere. De emisiunea Bucovina Retrospectiv. Ca prim subiect politic național am ales să vorbim despre moțiunea de cenzură care depusă de PNL, care a fost respinsă de Parlament. Mă rog, dacă ca atmosferă, ce ai sesizat tu din discursuri, de fapt au fost mai mult acuze decât discursuri pro și contra acestui subiect politic. Da, ca atmosferă aceeași poveste de la moțiunea trecută, parcă. Da. Asta și de pe vremea PDL-ului, când parlamentarii, vorbesc acum de o moțiune, parlamentarii PSD nu erau în sală, erau numai câțiva ca să asigure quorumul, aceeași practică pe care o avea și PDL-ul și pe care actualul premier Victor Ponta o critica pe bună dreptate la acea vreme. Da. Da? Singura dată când li s-a dat voie parlamentarilor PDL să fie în sală a fost atunci când a picat guvernul Ungureanu, parcă. Da, da. Mihai Răzvan Ungureanu. Acum, după ce te-ai fript cu ciorbă, suflă da. Și năia urmă, după ce ai profitat de unul ca să o fii cu ciorbă. Așa că, uite, PSD-ul își ține parlamentarea acasă, nu trezească cu surpriză. Bun, moțiunea a fost îndreptată, într-adevăr, nu împotriva actului de guvernare, ci împotriva situației lui Victor Ponta, faptul că este prim-ministru, care este trimis în judecată, care și din punctul meu de vedere ar fi trebuit să demisioneze, date fiind această situație, nu neapărat că ar fi vinovat. Mai ales că n-am mai zis, că din punctul nostru de vedere, necunoscător juridic, nu mi se pare faptul că închei cu cineva o contract de consultanță, poți dai consultanță orală, verbală, nu neapărat să ai constatat procurorii că după părerea lor, după părerea lor nu s-au făcut efectuat serviciul. Dar în fine. Da, e vorba de situații și mai ales că Victor Ponta promisese că în cazul în care va fi, nu va avea dosar penal, a doua zi va demisiona. Da, în fine. Bun, a fost încercat și n-a mai... Da, se vede cum să zic, bă, ia, dacă tot promisia, să facem. Mă rog, vom vedea dacă... Da, în rest, acuze doamna Gorghiu că e scumpă la contracte. Deci cum, un nou eșec sau era de așteptat? Rezultatul era de așteptat. Era de așteptat, acum... Bun, acum și PNL-ul a fost criticat pentru asta. Dom'le, chiar nu înțelegeți că nu aveți majoritate, nu există, doar de dragul de a face. Ia patra moțiune. Nu, sincer, deci asta nu înțeleg și eu din partea PNL-ului. Era clar pentru toată lumea, inclusiv pentru PNL, că nu va trece moțiunea. Da. Bun, adică pentru ei simplu act, exercițiu de a depune moțiunea au considerat că înseamnă un beneficiu la capitolul imagine, la câteva procente, mai ales anunțaseră și un meeting de zeci de mii de oameni și nu au fost decât 1.000 sau 2.000 s-au fost. Deci era clar pentru toată lumea că va pica moțiunea. Mai văzusem niște oameni avizați care spuneau un lucru interesant, domnule, ca să treacă moțiunea. Tot spunea doamna Gorghiu și domnul Blaga că sunt în negocieri cu unii și alții, NPR, cu PSD-ști. Da. Bun, ești negocieri, dar trebuie să le promiți ceva. Da, că altfel. Da? Să le nu promiți. De amorul artei, da. Da, tu le promiți că le dai ceva. Ei deocamdată sunt la putere, da. Da, și bun, și atunci când a fost PDL-ul la putere, atunci era o tensiune în PDL, erau, așa li s-a promis, doamne, preluăm guvernarea, tu primești aia, tu aia cealaltă. Bine, era și o presiune publică. Era și o presiune publică. Asupra PDL-ului, în principal, după tăierile de salarii și așa mai departe. Da, ce poți să le promiți? Da. Da. Dar era clar că va trece moțiunea. Acum, eu sincer habar n-am nici mai vagă idee de ce PNL-ul a depus și acum moțiunea, a depus-o și în sesiunea trecută. Da. Gonțile, poate calculele lor le arată că un astfel de exercițiu democratic le aduce niște beneficii. Da, nu știu. Ai reușit să vezi clipul Da, nu-l văzusem, îl văzusem înainte pe internet, după aceea am văzut că l-a preluat Victor Ponta. Da, clipul, așa vede domnul Ponta, e hasliu, deci e vorba de o persoană cu sticlă de șampanie agită și o aruncă spre un postament de asta, de piatră ceva. Da, da. Sticla de șampanie lovește postamentul cu dopul
Și ricoșează? Și ricoșează, mă rog, iese dopul și spuma așa, ricoșează exact în omul care ricoșează. Lovește în plin în omul care a aruncat-o. Da. Asta vrea să arate Victor Ponta prin metafora asta, că practic moțiunea s-a întors împotriva PNL-ului. Da? Da, într-un fel, Și eu văd lucrurile așa, adică în ochii electoratului un eșec. Da. Dar PNL-ul a încercat să-l dea jos pe Victor Ponta, nu a reușit. Da. Pentru că alte ziare, alte surse de informare au și titrat. Guvernul rămâne în funcție. Guvernul Ponta Guvernul rămâne în funcție. După, asta e clar, dar așa se vede și așa... PNL a încercat să-l dea jos pe Victor Ponta, nu a reușit. Da. Iar... Nelămurirea mea, de ce a încercat când știa că nu are nicio șansă? Da. Numai pentru a putea să apară la tribună, să vorbească doamna Gorghiu. S-au spus multe la tribună. S-au spus multe, da. E adevărat. Poate și i-a permis chiar premierului Ponta să vorbească despre anumite colaborări ale doamnei Gorghiu cu o firmă. Da. Eu mă referam că s-au spus multe din partea opoziției. Da. Bun, poate asta o fi fost calculul. Nu ne spune multe acuze la adresa lui Victor Ponta. Da, știi, atunci poate nu te dau toate televiziunile, nu transmit. Aha. Acum cei mulți s-au transmis în direct, dacă în toate posturile televiziune. Cei interesați au stat și s-au uitat să vadă cum decur lucrurile. Da. Și atunci e clar că se uită toată țara la tine. În conferință de presă poate nu te prea iau toți sau dau numai ce vor să dea. Dar nu știu, dacă numai pentru asta... Adică, sincer, cam așa se reține. PNL-ul a încercat să-l dea rost pe Victor Ponta, nu a reușit. Da, trecem la subiectul numărul 2, un sondaj în scop publicat ieri pentru Adevărul. Iohannis conduce topul încrederii românilor, urmat de Isărescu, Maior și Ponta. Te-ai uitat puțin așa ce remarci? Da, remarc în primul loc Iohannis, urmat de Isărescu, Maior și Ponta. Ce să mai zic? Da, dar... Oprescu, deci el a pierdut 7-8 Oprescu am văzut, da, are 13,9%. Da, și înaintea lui Blaga, înaintea Monicăi Macovei, care vorba ce spunem că e standardul anticorupție în România, că așa se auto... Da, bun, Monica Macovei a avut și... Crin Antonescu, 10,6%, deci Oprescu cu toate problemele... Bun, dar Oprescu e în scădere, adică din iulie până acum nu înseamnă un timp scurt. Da. Uite, Crin Antonescu, 10,6, deși practic el nu mai există pe scena politică. Da. Da? Mm. Dar, ce să zic, bun, Monica Macovei, nu este standardul, Monica Macovei a avut unele luări de poziții în Parlamentul European care au fost taxate ca fiind antiromânești. Da. Da? În scădere și ea, Iohannis... Da, într-un fel normal să conducă. Da, Blaga, în schimb, a crescut 3%. Da, s-a instalat la Cotroceni președintele, da, tace. Românii încă mai cred în el. Da, un titlu l-am selectat din presa centrală. Pe surse, evident, se lucrează la demiterea șefei DNA, Laura Codruța Chioveși. În condițiile în care domnia sa deja și-a exprimat intenția de a mai... candidat pentru încă un mandat în fruntea DNA-ului. E doar... bine, a fost inițiată în sensul acesta și o petiție online. Da, m-am uitat și eu peste petiția asta. Deci, intitulată Nu avem încredere în Laura Codruța Chioveși. Da. Inițiată pe 3 septembrie, semnată în 5 zile de 203 oameni. Numai 203 oameni, majoritatea din București. Da. Bun, petiția asta are... niște chestii interesante, niște precizări acolo. Spune că timp DNA-ul arestează și poate pe bună dreptate oameni de afaceri români, oameni care au creat locuri de muncă și nu are un comportament egal față de oamenii de afaceri străini. Da? Deci asta nu avem credere cât timp așa. Da. Laura Codruța Chioveși mânjește funcția cu care a fost investită, contribuie la distrugerea țării, spune această petiție. Cât timp Laura Codruța Chioveși ține în nelucrare mii de dosare ca să le poată utiliza la nevoie, dă dovadă de un oportunism greu de calificat, ca să nu mă gândesc la fapta de a face sau nu a face din sau nu a face din favorizarea infractorului. Mă rog. Astea două elemente le-am reținut că într-un cumva sunt justificate, știi? Bun, nu înseamnă că spune că DNA o arestează, mă rog, nu arestează, reține oameni de afaceri români care au creat locuri de muncă. Dar ce importanță asta dacă au încălcat legea și nu are un comportament egal față de oameni de afaceri străini. Da, aici, da, cumva, semnal inițiatorul are dreptate. Da? Bun, pe de altă parte să nu uităm că DNA a avut o poziție de forță față de oameni de afaceri străini, mă refer la Lukoil. Da. Da?
dar deja nu a spus niciun cuvânt în dosarul Microsoft. Da. De a mai discuta noi, nu poți să dai, să apară mită de zeci de milioane de euro favorizată firma Microsoft cu sute de milioane de euro, că tot s-au închiriat în loc să cumpere. Și nimeni nimic din partea cealaltă. Cel care a dat mita, se presupune, da? Da, normal că căutat, supui că ăla care câștigă din asta, nimeni nimic din cealaltă parte. Mm-hmm. Adică, uite, la Lukoil unde au fost ruși, imediat, pac, pac, așa, acolo unde sunt americani. Bă, deja? Nu mi se pare regulă, știi? Da. Bun, și la fel asta cu dosarele. Da? Da. Noi ne-am mai întrebat... Atâția ani nu s-a întâmplat nimic și acum brusc apar dosare din 2002, 2003, 2004. Cu aceiași procurori, Aceiași procurori, cu șefii schimbați. Deci au fost multe atâta vreme la sertar. Da. Da? Bun, din ce motiv? Cine le-a cerut? S-a invocat faptul că au fost lucrate. Că... Bun, totuși, 8 ani de zile sunt cauze, dar... Da. Bun, acum, zic că partea cea mai gravă în toată povestea asta... Dincolo de acuzile astea, DNA-ul își face treaba. E adevărat că pe alocuri, am văzut pe plan local, nu numai DNA-ul, și alte structuri ale parchetelor își fac treaba, sunt unele exagerări. Da? Exagerări care dau bine la imagine. Exagerări am avut și noi anul trecut, sau acum adeam când am apărat. Da, anul trecut. Trebuie să faci. Am avut un caz de la Suceava, la altă structură a parchetelor, nu DNA-ul, cu o grămadă de oameni de afaceri, chemați, aduși, acuzați de fapte de astea care îți fac părul măciucă, cu constituiri în grupuri mafiote, organizate. Și acum se chinui să închidă dosar la oamenii ăia. Da, dar a fost o chestie de asta, care a ținut prima pagina a ziarilor și a ziarilor centrale. S-au făcut multe chestii spectacol. Da? Dar dincolo de asta, eu repet, nu cred că dosarele astea în care s-au vehiculat mite de zeci de milioane de euro, nu cred că... Bun, respectăm prezumția de nevinovăție, dar nu cred că oamenii ăia sunt nevinovați. Da. Bun, dar dincolo de asta, spuneam că partea cea mai gravă e teroarea asta care s-a instalat. Teroarea, frica. Da. Noi avem o vârstă, mai prins pe vremea lui Ceaușescu. Da, ceva, povesteau părinții, bunicii, Nu, bun, eu am prins, aveam la Revoluție, aveam 20 de ani. Prin perioada când mai spuneam bancuri cu Ceaușescu. Da. Dar bun, dacă te auzi, ai auzit de un securist cu bancuri cu Ceaușescu, încurcai și tu și familia, așa mai departe. Da. Dar spuneam bancuri alea în grupuri, între prieteni, la majorate, la așa, unde ne știam. Da. Era grupul mai mare. Spuneam fără frică. Erau prietenii noștri, aveam încredere în ei. Bun, nu strigai în gura mare, dar mă rog. Dar acum a ajuns, stau doi oameni de vorbă și vorbesc în șoapă. Da. Da, ajuns. Privesc peste omul, și culmea, nu pun la cale nimic nelegal, Sau nu neapărat să vorbească despre o ilegalitate sau ceva. Când vorbesc în șoaptă, chiar dacă vorbesc de unul, un șef, un barosan, ceva, vorbesc în șoaptă, ce făcut ăla? Dacă cumva să nu fiu întrebat de unde îl cunosc pe respectivul sau... Da, sau dacă cumva interesează careva și spune lui ăla. Da. Deci s-a ajuns, vezi, sunt șef de instituții care nu iau decizii de frică. Sunt funcționari în instituții care nu iau decizii de frică. Și sunt unele decizii eronate. Și nu-l chem la raport, nu-l chem la ordine. De ce? Pentru că să nu se interpreteze că faci trafic de influență sau presiuni sau ceva. Corect, da. Adică nu te poți bloca. Nu-l chem pe funcționarul, șef de birou, serviciu, să-i spui așa, că după aceea, uite, trafic de influență. Da. Dar nu, dar, zic, sunt... proiecte europene, în multe locuri nu s-au inițiat că le-a fost frică oamenilor să mai depună proiecte, să mai facă în comisie. Sau comisiile de licitații, la fel. Se feresc funcționare să participe, s-au oferit. Și au fost și cazuri când cei, mă rog, să zicem, funcționarii ăștia au trimis ei sau șefii lor adrese la instituțiile superioare. Dom'le, cum facem? Așa sau așa? Nu primesc niciun răspuns. Sau răspuns așa, nu știu, ori e bine și așa sau așa, nu e bine nici așa, nici așa. Mă încearcă să mai aibă cu ceva la mână. Nu, dar știi cum, uite, mai e instituția asta, ANIA, dar care ca idei, ca structură foarte bună. Dar ăștia vin, cercetează, pac, au dat soluția, ești în conflict de interese. Stai-mă puțin să vedem. Întreabă-mă. Bun, sunt niște chestii care mi se par deplasate, că parlamentarii și-au angajat, nici nu i-au angajat ei, și-au angajat rudele la cabinetul parlamentar, i-au angajat parlamentul. Da? Da, dar trebuia reglementat, probabil. Trebuia reglementat, dar nu vii...
conflicte astea că soția lucrează în aceeași instituție cu tine, poate e un conflict de interese. Dar mai întâi spune, atenționează. Da, da. Știu persoane care au făcut adică și au întrebat, domne, am soția aici, ce fac? Da. La ani. Nimic. Nu am primit niciun răspuns. Nu, avem un exemplu într-o comună aici, limitrof, Sucevei. Fiul unui demnitar, unui primar, așa, s-a căsătorit cu secretara, da. Care era angajat de mult acolo. Da, devenirea primarului. Deja? Trebuia să nu-i culune sau... Nu, trebuia, bă, nu te căsătorești cu ea sau te căsătorești și vorba afară de plin. Da. Nu, adică sunt niște chestii... Bun, astea... Așa. Da, vezi... Toată lumea... După ce termin mandatul, te însori. Da, toată lumea aici, reluând, vorbește în șoaptă când vrea o frică așa instaurată peste tot. Și nu-i normal. E un blocaj. Nu, se simte. Nu-i normal. Sau măcar o frână. Sau un încetinit. Mai avem... Nu, asta am zis că nu-i normal. În multe situații și legislația e... Bun, și legislația ambiguă că te lasă loc de interpretare. Da. Nu, avem situații cu dosare care au fost, în care oamenii au fost reținuți pe baza unor denunțuri, nu știu ce, și apoi au început să strângă probe. Da. Care iar nu e normal. Da. Ziceam de cazul ăla Suceava, cu oameni de afaceri. Da. Să pui presiune ca să spună mai multe, să afli. Dar nu, acolo la Covasul nu s-au făcut presiune, au fost chemați, li s-a spus, au interpretat niște chestii, în fine. Sau au crezut că, uite, dacă au făcut așa, e așa, nu vreau să intru în amănunte. Dar oamenii au venit acolo la parchet, au fost aduși cu jandarmii. N-a fost comun nici pentru ei să vadă în presă, așa, și în presa locală și centrală, mai zic de familiile lor. Da. E un disconfort. Ca și într-un alt caz din Suceava, dacă a rămas o persoană cu permis, înseamnă că cineva, cazul cu apă. Dacă o persoană a rămas cu permis, înseamnă că cineva a intervenit, da. O altă persoană. Deci nu te gândești, poate avea chiar viteza aia pentru care... Da. Da. Mai zic, uite, povestea un om de afacere, primise într-o vineri o citație la DNA pentru luni. Da. Știi? Bine, au fost situații de martor, trebuia într-un dosar să... Da. Așa. De-a primit citații. Luni la ora cu toate, vă prestați la DNA. Nu scria în calitate de martor, de ce? Era vineri. Stai seama... Weekendul era format. Era format vineri, sâmbătă, duminică, stai... DNA, te gândești la tot ce... S-a instaurat așa o frică, pentru că totul se interpretează. Totul se interpretează și imediat mandat, reținere, pac, la beci. Spectacolul la beci. Da. Vedem. Bun, că judecătorii ce obțin în Suceava sunt cerebrali, gândesc, da, au dat unde au fost, s-a constatat că nu există probe, au respins soluțiile, propunerile de arestare, dar până atunci ești reținut, da? Ești acuzat, ești reținut de pe o zi pe alta, stai acolo la și arest. Asta rămâne în conștiința publică. Rămâne în conștiința publică, familia cum se simte, știi? Te lasă liber, nu mai pleci cu Gemantanu, ușurel și... Nu te mai așteaptă nimeni. La intrare te așteaptă. În modul ăsta de lucru, că spuseți la un moment dat doamna Chioveși, că, bun, se lucrează și așa, se face spectacol tocmai pentru a descuraja. Corect. Dar hai să dăm la câteva exemple. Nu trebuie să facem tot timpul așa, da? Deci e creat o psihoză de asta. Ți-e frică să mai vorbești, bă, nu poți vorbi. Repet, și fără să pui la care fără de lege sau mărunte găinării sau ceva. Încă o dată zic, știi bine, când vorbesc cu oameni despre ăla, bă, să nu ne audă, că ne registrează și ne dă ăla, ne spune. Nu se poate, băi. Da. Luăm, doamnelor și domnilor, o primă pauză de publicitate. Revenim imediat.